La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Știți deja, sunt Armanda Filipine, sau în fine, iată, cei care nu știu, m-am prezentat și ca de fiecare dată vă dau ceea ce v-am promis. Creații semnate de 3 autori și vă invit, vă sugerez, vă rog să-i citiți și singuri din revistele de unde i-am luat și eu sau din cărți. Asta pentru că e bine să fim mai aproape de zona asta frumoasă a literaturii, în special de poezie, decât de momentele dramatice prin care trecem. Ați văzut și pandemie, și război, și o primăvară tare, tare rece, de parcă nu vrea iarna să ne lase, dar asta e. Poezia ne place și, ca de fiecare dată, încerc să fiu cât mai aproape de zona artistică și atunci să fie și muzică, mi-am zis, și am selectat din nou compoziții tot din perioada baroc și un compozitor pe care l-am mai ascultat este, cred că recunoașteți, ceva tare, tare frumos, Benedetto Marcello, un compozitor, iată, italian, ne dăm seama și după nume, care a trăit între 1687 și 1739. Asta ca să reperați mai ușor dacă vă place și vreți să ascultați și singuri. Cum spuneam, ca de fiecare dată 3 autori, o să vi zic repede ca să știți pe cine am selectat: Mircea Țâmpău, Ina Dumitrescu și Alexandru Tufanov. Da, da, de ce nu? Un poet rus, pentru că, nu e așa, arta nu are probleme cu războiul și atunci trebuie să fim, de fapt, în lumea literelor, în lumea artelor, fără prejudecăți și fără resentimente. Spuneam și v-am citat primul nume, un poet ieșan, Mircea Țâmpău, originar din Câmpul Lung. N-am găsit mai multe date din biografia sa. Am găsit, în schimb, un fragment care mi-a plăcut și mi s-a părut sugestiv inclusiv pentru această perioadă, din volumul său intitulat Așa de curiozitate, despre care se scrie într-o revistă Convorbiri Literare, numărul 2 din 2019. Ce este revista Convorbiri Literare, dar vă invit să căutați cartea lui Mircea Țâmpău și să citiți poemele. Iată un fragment care sper eu să vă incite să căutați acest autor și poemele sale. Când aveam mai multă nevoie de tine, Doamne, îmi aruncai boabe de rouă pe pleoape, să nu-mi ardă iubirea pe care pășesc spre tine ca pe o punte. Ți-am scris, Doamne, fără litere, fără cuvinte, rugându-te să stăm serios de vorbă despre timp. Și noi putem să-i scriem multe scrisori Domnului nostru, rugându-L, Doamne, dă-ne puțină pace. Și poate dacă scrie mulți, poate se întâmplă. Oricum, mă întorc să vă sugerez poetul Mircea Țâmpău. Și acum merg spre o doamnă poetă, Ina Dumitrescu. Numele său l-am găsit în revista Times de la Timișoara, Daniel Luca, prietenul drag, redactor șef. Cel mai recent număr, numărul 8 în ordinea aparițiilor revistelor, o revistă, iată, recentă, revistelor toate cu numele acesta Times, și, de fapt, numărul 1 din 2022, în acest recent număr al revistei Times, Ina Dumitrescu, poeta noastră, este prezentată de un alt prieten, Nicolae Toma, cu volumul Destinul unei iluzii, apărut la Buzău anul trecut, la editura Edit Graf.
Un poem care i-a atras atenția lui Nicolae Toma, o să vă citesc și eu câteva secvențe din el. Mă împrumută cineva și fiți atenți că s-ar putea să ne regăsim mulți în acest poem și ideatica sa. Deci Ina Dumitrescu, autoare. Îmi împrumută cineva cerneala? Aș vrea să scriu despre uitare. Îmi împrumută cineva penița? De atâta greață nici pana nu mai scrie și tocmai azi, când scriam despre oameni, despre speranță, despre poezie. Are dreptate autoarea, ne trebuie penițe noi și să găsim și soluții să îndepărtăm greața, nu-i așa, se întâmplă des, pentru că nu suntem perfecți și pentru că, după cum vedeți, ne facem singuri tot felul de probleme, dar poezia, chiar dacă pune problemele, ni le pune interesant și ne obligă să găsim și soluții. Oricum, până una alta, vă invit să căutați poeta Ina Dumitrescu și volumul Destinul unei iluzii și altele și să trecem, cum vă spuneam, și la zona rusă de poezie, pentru că nu e așa, indiferent cât de stupizi sunt conducătorii acestei perioade în Rusia, arta rusească, nu doar literatura, știți foarte bine, muzica, pictura, baletul, o doamne, teatru, oho, și tot așa, sunt de toată lauda, așa că dintr-o revistă Apostrof, și vă spun numărul revistei ca să căutați și singur, poezia întreagă e foarte frumoasă, deci numărul 12 din 2006, în traducerea minunatului nostru prieten Leo Butnaru, un poet rus care a trăit ceva mai de mult, Alexandru Tufanov. S-a născut în 1877 în Rusia și a murit în 1943 pe teritoriul Ucrainei. Iată, unim prin biografia acestui poet cele două țări care suferă acum și ce suferă încă. Un fragment doar dintr-un poem interesant. E adevărat, cu o tonalitate de alte vremuri, da, e bine să ne întoarcem câteodată, așa, din bucuria de a auzi cum sună cuvintele gândite de cineva care nu mai este și o lume care s-a dus și oricum despre care nu avem cum să știm mai multe. Deci, Alexandru Tufanov, autorul, Leo Budnaru, traducător. În mare aruncai pocalele lăcrămioarelor, zicând, nu asta, nu, totul trecu pe alături. Autumnal opal silvan de pe înalt promontoriu se învârtește în aprinse trâmbe neobosite și nu mai sunt în stare să cânt madrigale. Pe promontoriu mă întâmpină un plop statuar, parcă purtând togă. Și nu vă zic mai mult pentru că îmi place teribil acest plop statuar, parcă purtând togă, și parcă mă așteaptă și pe mine, m-aș duce acolo ca să-mi povestească despre autorii ăștia de demult pe care nu mai avem cum să-i cunoaștem. Dragii mei, acesta a fost momentul de poezie și sugestiile mele și bineînțeles că puteți să găsiți și singuri o grămadă de poezii și în revistele pe care vi le-am sugerat și în altele și să recitiți ce aveți acasă și să căutați și autorii aceștia de muzică absolut superbi, cum e acest Benedetto Marcello. Epoca, altă epocă, ne așa, perioada muzicală baroc, da? E frumos, e bine, măcar acolo, măcar aici, în aceste clipe de poezie, e bine, așa că vă invit să stați aproape că urmează.
și alte momente și alte poezii și alte coloane sonore, la fel de interesante, toate bune!